Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 7:20. Bună dimineața, mai e puțin până la vacanță, deși mulți dintre noi am plecat deja, cel puțin cu gândul, alții sunt deja cazați pe la mare, ne ascultă de acolo. Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă de pe plajă, pe litoral, văd răsăritul, se trezesc împreună cu noi, ca pe vremuri când ne pregăteam pentru life pe plajă. O, ce vremuri. Ne duceam, da. Eram primii pe plajă, răsărea soarele. Alergam pe plajă 30 de minute fiecare înainte de emisiune. Da. Cam, mă rog. Ce să zic, asta este. Și, Nu noi, handbalistele. Mai țin minte că era o echipă de handbal la mare. Erau niște domnișoare. 2-3 ani. Uh-huh. Au trecut, ne-au salutat, le-am făcut dedicații, au fost foarte drăguți. Exact. Foarte bun. Important, pe litoral să te ferești de păcăleli. Asta este principala problemă acolo. Sunt și foarte multe. Astăzi ne vom ocupa de una. Practic toate. Da, mă rog, că vine vorba de mâncare, e cam mâncare. Greu da. De ales. S-a descoperit, s-a aflat adevărul. Aici aflați adevărul încă o dată, dacă nu știați. Mare păcăleală pe litoral, celebrele hamsi. Ele nu sunt de fapt hamsi. La ce în majoritatea cazurilor. Foci. Șprot. Să mă foci, foca e mare. Deci este... Șprotul este o... E deghizată în hamsie. Da. O copie nereușită a hamsiei. Și suntem indignați și vrem revoluție, pentru că ani de zile am mâncat ham. Am cerut hamsie, aveți? Da, boss. Cu mămăligă și cu usturoi, da. Îmi plouă în gură numai când mă gândesc. Și acum îmi dau seama că am fost înșelat toată viața. Ăla era... Da, deci, șprot. Practic, hamsia nu există? Hamsia există, dar e mai rară și mai scumpă. Și hamsia, de fapt, adică... Deci nu au aceeași dimensiuni? Nu. Deci, cum faci diferența între șprot și hamsi? Luați-vă un creon și o foaie de hârtie și notați. Șprotul este un pește marin mic. 8-10 cm, 15 cm ăia babai. Mâncam conserve de șprot ăsta în anii 90, de atunci până acum n-am mai auzit de șprot. Acum, dacă nu mai avem fabrici de conserve, se vând la mare. Da. El, șprotul, este... Șprotul, înțeleg că... Adică, cum are? Care e pluralul de la șprot? Nu are, e ca oaia. Șproții. Șproții. În engleză. Șproți. Deci șprotul și șproții. Șproții sunt mai ieftini decât hamsiile. În general, un kilogram de șprot se vinde cu 10 lei, în timp ce un kilogram de hamsii costă aproximativ dublu, 20 de lei. Dublu sau nimic. Da, cei doi peștișori seamănă, dar, asta e foarte tare, zice, citez din Observator News, aceștia, adică hamsia și șprotul, au gurile diferite. La hamsii este mai mare cu maxilarul superior proeminent și cel inferior îngust. Îți mai mult. Așa. Adică hamsia, dacă ar fi să vorbească, ar vorbi așa. Colțurile gurii la hamsie depășesc limitele ochilor. Practic, Ion Iliescu când zâmbește. Șprotul este mai plat decât hamsia. Iar conținutul de grăsimi este mult mai mare la hamsii. Da, mă, o să deci, faci practic, diferența. Șprotul este o hamsie dietetică. Da. Și urmează să primim hamsia din Mazăre, cred, sau ceva. Dar urmează, îți dai seama, începând de azi, scene pe litoral. Asta nu e... Cum îți iau ce la marile cărciumi, peștele proaspăt să-l vezi înainte să se gătească. O să vină toți acum, șefule, ia du-mă hamsiile să le văd, nu, să le văd botul. Da, scoate-i dinții afară. Hamsia pe tavă. Șef, avem o hamsie bună. Da. O să-i citească zâmbetul să vadă dacă se încadrează la colțul gurii cu ochiul nu știu ce. Da. Bine, după mine, hamsia aia, fiind în baie de ulei, poate să fie orice. Poate să fie absolut orice. Și prot, cred că e chiar un caz fericit. Îi topește. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.